Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiți frați și surori, după un oarecare timp ne revedem în casa Domnului sub binecuvântarea lui Dumnezeu și am aflat despre bucuria pe care ați avut-o în mijlocul dumneavoastră, ați avut slujbă de rugăciune și de stăruință și ceea ce e mai frumos că după stăruință, rugăciune, Dumnezeu ne onorează și trimite Duhul Său cel Sfânt, slăvit să fie Domnul! Amin. E promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o tuturor celor răscumpărați care cred în Domnul Iisus Hristos și acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos, care se sfințesc și în vasul lor Dumnezeu este gata să toarne un de lemn proaspăt ca ei să fie mărturii vii și să-și poată duce mântuirea până la capăt. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amin. Pe baza acestui moment de sărbătoare și de bucurie pe care dumneavoastră l-ați avut și sper că îl veți mai avea în sânul comunității dumneavoastră, aș vrea în seara aceasta să am câteva gânduri, care dacă e cu voia Domnului, voi continua și mâine seară, despre umblarea în Duhul și ce presupune a fi călăuzit de Duhul Sfânt. Pentru că de foarte multe ori se rezumă doar la o slujbă de bucurie și adevărul este că primirea Duhului Sfânt este o slujbă extraordinară, când Duhul Sfânt inundă inimile noastre, ființele noastre, în momentul respectiv noi uităm de timp, de spațiu, de absolut tot și intrăm în comuniune cu Domnul și ne rămâne în amintirea noastră o seară frumoasă, o seară deosebită, o seară pentru foarte mulți irepetabilă, o seară pentru care noi le spunem tuturor celorlalți. Dar din nefericire în bisericile pentecostale și în alte biserici, rămâne doar o seară și atâta tot. Pe când învățătura Sfintelor Scripturii e alta, ne învață ceva deosebit. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că slujba de învățător sau de predicator presupune o învățătură logică și structurată, în așa fel încât mintea umană să prindă. Mintea umană e creată de Dumnezeu pe logică. De exemplu, ești în drum cu mașina ca să ajungi lângă mine la amvon, nu poți să te imaginezi din drum, ești la volanul mașinii și te imaginezi la mine, ci te imaginezi că parchezi mașina, după ce ai parcat mașina, vii până la ușa de intrare, de la ușa de intrare deschizi ușa aceea, o deschizi pe a doua dacă e închisă, după aceea traversezi cularul ăsta și vii. Asta e logica. Când nu ai logică, pleci din drum, eu oricum ajung acolo, băi, dar ai cheia la ușă, nu o am. Te trezești că logica vine și îți spune piedici. Aș vrea să vă spun, când se predică cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie logic. Există foarte mulți oameni care vorbesc că vor să vorbească sau că le permite cineva să vorbească. Spunea Domnul Iisus Hristos așa, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și ia ce-a fost semănat. Păi cum a fost la adunare? Fain. Dar ce s-a vorbit? Nu știu. Da, fain, grozav a fost. Pentru că tot ce trebuia de acolo a fost, mai ales dacă vă spun o glumă ceva, vă spun o glumă sau altceva, vezi că omul nu mai știe nimic din Biblie. Băi, dar ce glumă faină a spus, cu aia am rămas. Pentru că diavolul ia doar cuvântul pe care îl poți crede și poți fi mântuit. Atâta tot. Însă dacă explicația este logică, omul uită de seara aia de har. Băi, nu pot să uit nici acum cum s-a predicat în seara respectivă. Și acum țin minte. De ce? Pentru că s-a predicat pe logică și mintea a priceput logic. De aceea și în seara aceasta. Aș vrea să vă rețin atenția cu câteva lucruri logice. Nu știu dacă o să fie, mă rog, Domnul să dea ungere și har, Doamne ajută. Amin. Dar pe lângă ungere și har să se așeze în mintea ta. Și dacă n-ai să uiți cine o predica, nu contează, dacă ai să uiți și cum arăta, nu contează, să nu uiți cuvântul. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi în Ezechiel, capitolul 47, și vom citi de la versetul 1 la versetul 9, pagina Scripturii 854. Ezechiel, capitolul 47, cu versetul 1. M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei, înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe partea de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă și apa îmi venea până la glezne. A măsurat iarăși
1000 de cot și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. Am măsurat iarăși 1000 de cot și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. Am măsurat iarăși 1000 de cot și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să not un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va curge râul acesta va fi viață. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ezechiel surprinde în pasajul acesta profetic un râu care iese de sub pragul casei lui Dumnezeu, un râu care curge spre ținutul de răsărit, un râu care este foarte lat și un râu care acolo unde ajunge totul capătă viață, totul prinde vigoare, totul este deosebit. Chiar dacă apele sunt rele unde ajunge râul acela, apele sunt vindecate, aleluia, pentru că râul acesta aduce viață. Aleluia. În mitologia tuturor popoarelor, stimații mei, există o bătălie finală între făt frumos sau într-un personaj pozitiv și între zmeu sau un personaj negativ. Problema nu-i de mușchi, problema nu-i de antrenament, problema este cine ajunge la recipientul, butoiul, paharul sau altceva cu apă vie. Dacă n-ați mai știți povești de mult, dar când citiți povești, erau poveștile astea, cine ajungea la butoiul cu apă vie și bea din el, câștiga războiul. Bă, dar s-a antrenat celălalt mai mult, n-are a face. Dacă pune mâna pe apă vie, câștigă. Probabil rămânea în mitologie acolo, în mitologia tuturor popoarelor. Dacă în ziua de pe urma praznicului, care era ziua cea mare, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine, și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice? Unde zice Scriptura de râurile astea? Ezechiel, capitolul 47, slăvit să fie Domnul. Vorbea, continuă Apostolul Ioan, vorbea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese. Deci apa vie din Vechiul Testament reprezintă și arată spre Duhul Sfânt din Noul Testament. Slăvit să fie Domnul! Asta e apa vie. Oriunde ajunge, totul capătă viață. Apa asta are o anumită direcție. Oriunde îi pune, o curge spre răsărit. Pentru că are o direcție bine definită. Te călăuzește spre ceva anume. Râul acesta, dacă e în viața ta, dacă e în inima ta, va țâșni din inima ta și va aduce binecuvântare, va aduce înviorare pentru toți ceilalți. Însă, umblarea în Duhul se face în patru măsuri. De aceea o să vedeți credincioși, pocăiți, oameni care trăiesc sfințenia, pe diferite nivele ale cercetării Duhului Sfânt. Pentru că aici, cel ce l-a luat pe Ezechiel și l-a trecut prin apă, a făcut câteva măsurători. Patru măsurători, toate măsurătorile au 1000 de coți, nu se măsoară 500 de coți, 850, 225 și apoi facem suma. Nu, nu, din 1000 în 1000, în 1000, în 1000 de coți. La toate aceste măsurători, apa asta vie atinge ceva din corpul uman, la toate astea. La ultima măsurătoare, când îl pune ultima dată, constată Ezechiel că este un râu pe care nu-l mai putea trece, trebuia să înnoate. Până la toate astea, talpa, picioarele lui atingea fundul râului și se putea mișca în ce direcție vrea el. La ultima măsurătoare, nu mai poate el controla că tălpile nu mai prind fundul râului. Și în momentul ăla spunea, trebuia să înnot. Toate acestea exemplifică și arată, face o radiografie a modului în care un credincios intră în relație cu Duhul Sfânt și a nivelului în care Duhul Sfânt îl poate călăuzi. Că Duhul Sfânt îi poate călăuzi până la ouă piciorul, adică până la glezne, Duhul Sfânt îi poate călăuzi până la genunchi, Duhul Sfânt îi poate călăuzi la mijloc sau Duhul Sfânt îi poate purta în continuare, slăvit să fie Domnul. Foarte mulți credincioși se opresc la anumite etape și o să discut despre ele în seara aceasta. Dumneavoastră vă puteți regăsi acolo unde sunteți, puteți să faceți o evaluare și să faceți pași înainte, sau terminologia biblică, să faci câțiva coți în față.
Prima măsurătoare pe care o face omului Dumnezeu și îl pune pe Ezechiel este măsurătoarea de 1000 de coți. Când măsoară 1000 de coți și îl trece pe Ezechiel prin apă, apa îi vine până la glezne, adică până la ouul piciorului în terminologia noastră. Stimații mei, ori de câte ori pe timp de vară, cine a fost la țară și a locuit la țară știe că dacă mergeam să pășteam vacile cândva sau treceam prin anumite lungi și era cald afară 35, 37, 38 de grade, nu puteam intra, trecea un pârâiaș așa pe acolo. Ne descălțam și intram în apa aia până la ouă piciorului. Era o răcorire deosebită și aia ne-ar fi plăcut să ne scăldăm, dar n-aveai unde acolo. Treceai numai până la asta și te înviora pentru că ajungea la ouă piciorului. Din punct de vedere spiritual, gleznele reprezintă mișcarea. Stimații mei, Biblia ne spune în Faptele Apostolilor că la Poarta Frumoasă era pus un om slăbănog. Slăbănogul are toate mădularele, are mâini, are picioare, dar nu le poate folosi, pentru că nu este vigoare, nu este putere în el. Aș vrea să vă spun, toți, într-o măsură mai mare sau mai mică, ne naștem în lumea aceasta morți în păcate și din punct de vedere spiritual suntem slăbănogi. Te întâlnești cu foarte mulți oameni care spun, dom'le, îmi place viața voastră de familie. Îmi place modul în care vă relaționați voi. Îmi place foarte mult cum mergeți și cântați. Îmi place foarte mult cinstea voastră. Aș vrea și eu, dar eu nu pot. Deci eu am mâini, știu ce trebuie. Eu am picioare, știu cum să aleargă. Marea problemă că eu nu pot. Foarte mulți dintre ei sunt slăbănoci spirituali. Unii dintre ei sunt copiii voștri. Unii dintre ei sunt prieteni buni de-ai voștri, oameni care plâng cu voi și spun, aș vrea și eu, dar nu pot. Pentru că schimbarea nu o fac păstorii, pentru că schimbarea nu o faci tu ca mamă și ca tată. Singurul care dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul este doar Duhul Sfânt. Atât tot. Restul noi aducem argumente, încercăm să convingem, dar atât tot. Nu-i treaba, eu încerc să-mi convin copilul meu sau copilul tău și nu poți, decât dacă Duhul Sfânt se îndură, îl dovedește, îl convinge și vine la credință, slăvit să fie Domnul. Gleznele reprezintă puterea de mișcare. Ne spune Scriptura că la poarta cea frumoasă era slăbănogul ăsta, care avea mădulare, dar nu le putea folosi. Și trece pe acolo Petru și Ioan. Petru, ca și Ioan, spune Scriptura, se uită la el și îi spune, aur și argint n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus scoală-te și umblă. Biblia spune, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Și omul acela a început să umble. Era un vis pentru el să umble. Era o dorință înăuntru lui. Dar iată că de data aceasta, în loc de o coajă de pâine sau de un ban, cineva îi spune în numele lui Iisus, i se întăresc gleznele și omul ăla începe să umble. Pentru foarte mulți oameni e un vis să rămână credincioși, fideli familiei. E un vis să poată cânta o cântare. E un vis să doarmă o noapte liniștiți. E un vis. Dar în momentul în care Duhul Sfânt le atinge gleznele, oamenii aceia se ridică și dintr-o dată pot face pași și pot în sfârșit să caute cel în a cărui nume este mântuirea și singurul nume care le este dat oamenilor ca să fie mântuiți este Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Dar oamenii niciodată nu vor pleca în căutarea lui Iisus Hristos câtă vreme slăbănoși. Vor spune, domnule, vreau să fiu pocăit, dar sunt rob alcoolului. Domnule, vreau să fiu credincios, dar nu mă pot înfrâna la niște chestii. Nu pot, efectiv nu pot. Pentru că el recunoaște, sunt slăbănog. De aceea credincioșii trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. Și spunea unul dintre psalmiști, paharul meu este plin. Atunci când vasul meu, că ăsta e terminologia, când vasul meu este plin de Duhul Sfânt, după învățătura Sfintelor Scripturi, fiți plini de Duhul Sfânt și dă peste el primii cercetați de apa asta vie. Îs copiii mei, îs colegii mei de muncă și le cercetează prima dată gleznele, slăvit să fie Domnul. Dar dacă eu mă mențin pe avarii, și spun, las că am primit eu Duhul Sfânt, când așa am avut eu o părtășie cu Domnul. Păi, dar acum cum ești? Acum învârtem bani, câștigăm, mai trag câte o... mă descurc eu, mai trag o țeapă la unul, la altul, mă descurc eu, fratele meu, te miri? Păi, dar copilul meu de ce nu mă urmează? Iubitul meu, copilul tău nu vine după tine decât după de rușine. Dacă vrei să vină după Hristos, doar Duhul Sfânt îl convinge. Dacă tu nu ești plin de Duhul Sfânt și paharul tău nu dă peste el, nu te aștepta. Cunosc oameni care trăiesc în plinătatea Duhului Sfânt. Atunci când oamenii ăștia ajung în frizerie, toată lumea se oprește de la bancuri.
Atunci când oamenii ăștia ajung într-o conjunctură, oamenii ăștia își dau seama că lângă ei este ceva ce impune respect, ăsta-i Duhul Sfânt. Amin. Câți dintre noi trăim starea asta? Nu o merităm, frații mei. Dacă se spunea că se dă la personalitățile regale, credeam că noi suntem niște amărâți de români, veniți prin Germania, dar ne onorează Dumnezeu să toarne Duhul Sfânt peste noi, să trăim în lumina Duhului Sfânt. Și cu toate astea luăm ca ceva la care avem abonament. Ne dai tu când avem chim, acum n-avem. Frații mei, când îți cercetează Duhul Sfânt gleznele, încep să cauți mântuirea, care, vă repet încă o dată, se regăsește doar în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Prima mie de cot se încheie cu un legământ, văzut în lumea vizibilă și cea invizibilă, prin legământul în apa botezului. Când mărturisești în fața oamenilor, te aud și îngerii și dracii, că tu îi aparții lui Iisus Hristos, Domnul. Amin. Bisericile, frații care au făcut pasul ăsta, nu l-au putut face decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care i-a cercetat. Asta e o lucrare pe care o face numai Duhul Sfânt. Tristeța, știți care este? Că foarte mulți frați, foarte multe comunități, foarte multe biseici, la o mie de coți, pun par și sârmă ghimpată și spunem, nu mergeți mai încolo, pericol de nec în Duhul Sfânt. Rămâneți doar în zona de o mie de coți. Stați aici, liniștiți, noi stăm în zona asta. E ok, frații mei, te cercetează Duhul Sfânt până la glezne. Nu pot să contest lucrul ăsta, doar Duhul Sfânt face schimbarea asta. O să vedeți în foarte multe confesiuni care accept. Sunt oameni credincioși, oameni cu râvnă pentru Domnul, oameni care fac misiuni mai ceva ca la alte nivele. Dar, frații mei, nu e suficient pentru că există niște riscuri. Primul risc pe care îl avem, suntem prea aproape de mal. Prea aproape de mal. Suntem primii care plecăm de la mal și de aia apa e puțin adâncă, vine numai până la glezne. Aș vrea să vă spun, în foarte multe comunități, de la prima mie de coți, nu știi unii găsești pe credincios, pe mal sau în apă. Nu știi unii găsești. Dacă e prea rece în apă, îl găsești pe mal. Dacă e prea cald în pe mal, îl găsești în apă. Pentru că el se va muta în funcție, pentru că malul e foarte aproape. Foarte mulți, legătura cu lumea e foarte apropiată. Există foarte mulți oameni la zona asta și trebuie să vă spun din zona pentecostală creștină, după Evanghelie, Baptistă și alte zone evanghelice, foarte mulți oameni care au doar botezul cu Domnul în apă, cu Domnul Iisus Hristos. Când e problema că vine un predicator din zona lui la adunare să-și facă un selfie cu el, eu îl cunosc pe ăsta și așa mai departe. Când în schimb face afaceri, stă la o șampanie cu nu știu care patron, pentru că oricum îmi dă o afacere bănoasă. Nu știi unde îl găsești în funcție de interese. Dacă e evanghelizare, îl găsești în apă, dacă e vorba de afaceri, îl găsești pe mal. De ce? Pentru că el e foarte aproape de mal. Foarte aproape. Foarte mulți trăiesc starea asta, lume, biserică, biserică, lume. Nu numai atât, frații mei. De foarte multe ori, fiind aproape de mal, împrumuți obiceiul unei viețuitoare de pe lângă mal. O să auziți totdeauna, mai ales la apele în care sunt mai lejere, așa curg, mai lin, există o viețuitoare numită broască, foarte multă gălăgie îi face, extraordinar de multă gălăgie îi face. Și încă o dată vă spun că o găsești, bați-o pe în apă, bați pe mal, nu știi încă o dată unde o găsești, dar există o grămadă de gălăgie. Se vorbește mult, dar nu se faci și niște ce. Foarte mulți din ăștia, oameni de ăștia, au legământ cu Domnul, îți promite ce vrei, vin frate la repetiții, mă duc în misiune, dar cum? Mai ales că sunt atâția oameni aici care mă audă, eu plec în misiune, eu pun mașina mea la dispoziție, după aia îți spune că nici n-are mașină, dar el pleacă în misiune, el e pregătit pentru că l-aude cineva, de ce? Pentru că e foarte aproape de mal, își permite, trăiesc oameni într-o zonă duplicitară. Și ultimul aspect pe care vreau să vă-l spun, la mal vin toate mizerile din larg. Tot ce se greșește sau se pare greșit în larg, vine la mal. Știți unde se discută de profeții neîmplinite? Știți unde se discută? Băi, mi s-a că la Suceava un proroc, i-a spus la unul că se vindică și imediat nici nu a apucat să termine prorocia și l-a omorât. Nu ne interesează cine a avut, cine a fost de față, ăștia de la mal. Băi, ai auzit chestia asta? Băi, dar tu verifici, dar nu mă verifici, dacă verificăm pierdem frumusețea. S-ar putea să nu fie adevărat. Dacă atare, stând disecăm, discutăm, spunem una, spunem alta. Și când toate mizeriile astea vin la mal, ați văzut vreodată când mergeți într-o zonă unde e mare sau e lac sau e altceva și mizeria vine la mal, ce miros este la mal? De aceea omului Dumnezeu a mai măsurat o mie de coți. De foarte multe ori prima mie de coți este sub pericolul ăsta.
Foarte mulți oameni care rămân în zona primei de medicoți, veți vedea că se experți dacă să fie proroși sau nu. Și cum se proroșească ăștia? De el are decât o medicoți. Veți vedea că sunt gata să evalueze viața celor de mai departe. De a rămâne doar în starea asta de o medicoți. Frații mei, spune Scriptura că s-a mai măsurat o medicoți. Și Ezechiel a fost dus de la 1000 la 2000 de coți. Acum apa i-a venit la genunchi. Când apa vie cercetează genunchii cuiva, genunchii aceia sunt doaie și omul începe să se roage. Rugăciunea începe să-i placă. Frații mei, la prima mie de coți veți auzi rugăciuni SMS-uri de genul: Tată Ceresc, eu sunt oaia ta, sunt aici, mulțumesc că m-ai ascultat. Nu există stăruință în rugăciuni. Nu există să-ți placă rugăciunea. Rugăciunea este, ea mai este puțin să termină. Mai este puțin să termină. Mărit să fie Domnul, uite că se încheie. Pentru că nu există. Ea e o relație personală cu Hristos și atâta tot. La 2000 de coți, când Duhul Sfânt îți cercetează genunchii, începe să treacă timpul și efectiv îți place rugăciunea. Îți place rugăciunea. Am întâlnit oameni să duceau la zdea fân, la vite, până îți ducă fânul, se puneau pe genunchi între iesle și gutare și cu fânul în brață, se rugau, băi, eu trebuie să dau, bă, la un moment dat îi dădea vita cu cornul, băi, ne aduci fânul sau nu? De ce? Pentru că el uita de lucrul ăsta. Se ducea până în casă, într-o parte, să oprești să rugam. În continuu găsim motiv. Intră în casă să roagă, ies din casă să roagă, se pune la volan să roagă, când ajunge să roagă. De ce? Începe să-i placă rugăciunea. Asta e un popor care devine un popor al rugăciunii. În urma stăruinței în rugăciune, Dumnezeu face un lucru deosebit. Toarnă Duhul Sfânt în omul respectiv, în lăuntrul lui, în vasul lui, și există acea umplere cu Duhul Sfânt sau botez cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. La 2000 de coți apare evenimentul ăsta al botezului cu Duhul Sfânt, când credinciosul, în urma stăruinței în rugăciune, stăruința asta în rugăciune are sensul, frații mei, să nu credeți dumneavoastră că Dumnezeu ne dă un anumit timp de rugăciune, o normă de rugăciune. Stăruința în rugăciune are sensul de cercetare lăuntrică. Nu uitați, vasul nostru conține tot felul de lucruri pe care le adunăm de-a lungul timpului. Ori când vrei și ceri Duhul Sfânt să vină peste tine, tu faci o curățire a lăuntrului tău. Faci o curățire ca Dumnezeu să toarne din unde lemnul său. Poate v-am spus și data trecută, am prieteni care îmi aduc, de exemplu, miere, care nu se găsește la noi în România, miere de portocal sau de eucalipt. N-ai unde să găsești, la noi găsești de tei, de salcâm, de polifloră, de meură, de... și așa mai departe, dar de... astea nu găsești. Dacă ăsta vine și spune, băi, eu trec pe la tine, am un borcan mai mare, am un recipient, am un butoi cu miere, atunci să-ți spun în ceva să ai tu. Eu nu vin la el și spun, băi, am un borcan, am mâncat zacuscă din el de vreo 800 de grame, am pe un sfert o rămas zacuscă, dar pune miere și epis de zacuscă, că poate ieși ceva românesc, așa, eucalipt cu zacuscă, numai fain avem. Nu, nimeni nu face asta. Înainte de a turna mierea, știi ce fac eu? Știi ce faceți voi? Curățăm borcanul, curățăm vasul. Acum, frații mei, mierea poți să o mai torni și pe zacuscă, că până la toată, dar Duhul Sfânt niciodată Dumnezeu nu-l toarnă pe zacuscă noastră. Niciodată nu toarnă peste mizeriile astea. Ni cere curăție și sfințenie, slăviți să fie Domnul. De-aia apar niște blocaje la stăruință, dacă nu-ți faci pregătirea corespunzătoare. Să vă explic și lucrul ăsta. Aud de foarte multe ori și nu vreau să le trec la blasfemie. Le trec doar la neștiință. Se întâmplă câteodată la anumite stăruințe, când anumiți băieți sau fete vin nepregătiți. Las că merge, merge. Eu îmi plac filmele horror. Mie îmi plac, așa, îmi place să citesc despre satana, despre magie albă, despre magie neagră, dar am auzit că-i stăruință, vin și eu. Nu se mărturisește la nimeni. Nu se mărturisește, e ca și cum magia albă e în Biblie, ca și cum filmele hororul a făcut Pietru. El vine la adunare, la stăruință, fără nicio discuție. Frații mei, când te joci cu lucruri de magie care aparțin diavolului, cu ghicitul în cafea, cu ghicitul în cărți, cu filmele astea de natură, că toate filmele astea horror și multe dintre filme sunt făcute cu ajutorul sataniștilor și ocultiștilor, regizorii, eu de la ei lecții, ca cei care văd filmele alea să fie la un moment dat influențați dacă nu posedați de dracu, de diavolul. Ei bine,
Dacă tu te-ai jucat cu lucrurile astea și afli că-i stăruință, dar nu te duci să te lepiți de satana, să scoți zacusca, să scoți mizeria dinăuntru tău, sau care s-o lipit de tine. Vii printre ceilalți, în timp și ceilalți se roagă pentru Duhul Sfânt, tu spui, Doamne, trimite Duhul Sfânt. Când poporul Domnului se roagă ca Dumnezeu să trimite Duhul Sfânt, ce trimite Dumnezeu? Voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult. Tatăl vostru cel celest va da ce? Duhul Sfânt celor cerși. Dintr-o dată Dumnezeu trimite Duhul Sfânt. Bine, cine și-o curăța vasul, Duhul Sfânt intră în vas. Lângă mine intră în vas. Intră în vas. La mine, care vasul e plin cu alte lucruri, cine a intrat în mine sau e lângă mine, știi că atunci când vine Duhul Sfânt, va ocupa locul ăla și dintr-o dată e supărat. Știți că am întâlnit tineri care cad jos și fac spume la gură? Și frață vin și spune, a primit un duh străin. Nu a primit, îl avea. De aia trebuie pregătire pentru stăruință. Cu ăla au venit la adunare. Că Dumnezeu trimite numai Duhul Sfânt. Dacă în Duhul Sfânt vine, dacă eu vin cu duhurile celelalte cu care mi-au plăcut să mă joc eu și nu m-am pocăit, nu mi-am curățat zacusca din borcan, când Duhul Sfânt vine dintr-o dată, celălalt face scandal. Eram într-o biserică și tot așa era rugăciune și era stăruință și la un moment dat un tânăr o căzut jos, 6 bărbați nu-l puteau ține. 6, o oprit toată adunarea speriată. Le-a spus la frate, măi, luați-l și duceți-l deoparte, trebuie să mărturisească băiatul ăsta. Are ceva probleme, în terminologia noastră, are zacuscă. Scoteți-o avară. S-a dus frață separat, biserica se ruga speriat, ori ce-o fi cu el? O rămas un pastor cu el, i-a spus băiatul ăsta ce-a făcut, că de foarte multe ori diavolul se leagă de nimicuri. Ți-a plăcut să te joci la anumite lucruri, ți-a plăcut să ai anumite situații, te leagă cu lucrul respectiv. A venit tânărul cu pastorul înăuntru, s-a început rugăciunea, a ridicat mâinile și numai a ridicat mâinile și a primit Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Pentru că Dumnezeu e gata să umple lăuntrul nostru, vasul nostru, dar trebuie să curățești, Doamne ajută. La 2000 de coți intră Dumnezeu în vasul tău și vasul tău are mai multe semnalmente, are un prea plin. De ce vă spun asta? Noi suntem gata să-i dăm Duhului Sfânt picioarele, mâinile, ochii, urechile, tot. Singurul mădular care îl dăm ultimul Duhului Sfânt și câteodată nu îl dăm deloc este gura. Trebuie să am grijă și vorbesc. Trebuie să am grijă. Ori Duhul Sfânt sfidează în asemenea momente logica umană și vine și preia controlul și limba ta începe să vorbească nu ce ai învățat tu bine, româna sau germana, sau cine a fost în Italia, italiană, ci dintr-o dată Duhul îți vorbește într-o vorbire în altă limbă, într-o altă limbă, în așa fel încât ceea ce spui tu sunt taini la adresa lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Aleluia. De aceea spune Sfânta Scriptură, imaginați-vă dumneavoastră contextul ăsta când evreii, care erau oameni curați din punctul lor de vedere, nici nu știu, când în ziua cincizecimii au coborât Duhul Sfânt peste ei, peste evrei, ei nici nu au făcut nicio problemă. O spus, domnule, asta e profeția pe care o spus-o eu el. Voi turna din Duhul meu. Pentru ei era normal. Domnule, eu mă spăl pe mâini când mă duc la piață, când vin de la piață. Eu nu mănânc nimic necurat, eu îmi păstrez. Ca atare, Duhul Sfânt vine prin niște oameni sfinți ca noi, așa. Problema a apărut știți când? Când intră Petru în casa lui Corneliu, și Petru, în loc să spună pacea Domnului, bine v-am găsit, mersi de onoare de mă invita în casa unui ofițer roman, îi spune, știți că nu este îngăduit unui iudeu să intre în casa la un netăiat împrejur. Dar fiindcă Corneliu a fost băie pocăit, i-a spus, știi ce? Îți mulțumim că ai venit, noi toți suntem adunați să ne spui tot ce ți-a spus Dumnezeu. Și Petru începe să le spună, știți, vorba făcută, el avea o predică lungă, nu știu câte puncte avea el acolo, o predică lungă și în timp ce el a început să vorbească, el îi spune la cei din Ierusalim, nici n-am început bine să vorbesc și Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt peste ei ca și peste noi la început. Băi, dar de unde v-ați dat seama că e același Duh Sfânt? Că dacă citiți Apocalipsa, veți vedea de 7 ochi al lui Dumnezeu, care sunt cele 7 duhuri al lui Dumnezeu. Băi, Duhul Sfânt e a vostru, dar unul mai mititel, așa, mai de categoria a doua, uite că o dat și la neamuri. Nu, îi constată că e același Duh, că Dumnezeu a onorat pe neamuri ca și pe ei. Și spune Sfânta Scriptură, căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Aleluia. Au știut că e aceeași natură, e același Duh Sfânt, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Ei care ținuse legea de mii de ani,
Dumnezeu vine acum și toarnă peste Corneliu, peste români, peste voi, luni și marți, sau când au mai fost, peste alții, toarnă același Duh și prin aceeași putere îi laudă pe Domnul, slăvit să fie Domnul. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt, frații mei. Și de aia e un punct pe care credinciosul trebuie să-l urmărească. Aș vrea să vă spun că și la pasul acesta sunt câteva pericole. Primul pericol pe care îl văd foarte mult este pericolul a tot suficienței. Adică, Domnule, eu m-am sfințit, m-am curățit, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, de acum salut. Mi-am văzut, eu am în vitrină decorația acolo, trofeul e acolo. Am primit vorbirea de alt timp, uite, am și martori care au fost. Bă, dar mai este misiune de făcut. Să ducă și în are. Bă, dar mai este misiune de alergat, de ajutat. Nu, nu, să ducă alții. Eu mi-am văzut saci în căruță, cu alte cuvinte. Mai lejer momentan, mai lejer cu adunarea, mai lejer cu pocăința, mai lejer cu sfințenia, cam asta intri pe Pentecostali. Pentru că el, văd mulți care spun BA, botezul în apă, prima mie de coți, data cu tare, BD, data cu tare. Și cam asta e tot. Cam asta e ținta pentru el. Și foarte mulți dintre ei spun, doamne, dar ce, mai trebuie ceva? Eu mi-am atins culmile. Deja m-a botezat Domnul de când aveam 17 ani. Păi, dar acum tu unde mai ești în toată treaba asta? Păi, dar e important cum a fost atunci. Restul nu mai contează. Câtă înșelăciune, frații mei. Deci a tot suficiența, faptul că am primit și oricum putem, avem abonament la rai, putem da cu piciorul în ușa mântuirii ca să intrăm noi acolo, cam asta gândim de foarte multe ori. Apoi este mândrie spirituală. Foarte mulți credincioși penticostali folosesc vorbirea în alte limbi ca un mod de a se arăta spiritual față de ceilalți. Ori vorbirea în alte limbi nu ne-a fost arătată ca să ne arătăm mari față de ceilalți, ci vorbirea în alte limbi este un dar al lui Dumnezeu și e unicul dar care te zidești tine însuți. Toate celelalte daruri sunt într-un folosul bisericii. Dacă am darul de profeție, eu nu pot proroși în seara și asta spun, bărbatule, deschide gura larg, eu ți-o voi umplea și poporul va căpăta zdire. Voi mă întreba, frate Vizil, pe cine a fost lucrarea? Pentru mine m-am întărit eu singur cât eram la amvon. Nu se poate! El poate avea pentru mine, eu pot avea pentru el, voi pentru mine puteți avea, eu dacă am darul pot avea. Singurul dar care mă zidește pe mine însumi și terminologia acolo este mă fortifică, mă însănătoșează, este vorbirea în alte limbi. Cine vorbește în alte limbi se zidește pe sine? Frații mei, de ce să mă zidească pe mine însumi? Știți de ce? Pentru că am parte de ofensă. Pentru că stau alături de oameni care sunt la o mie de coți și care se uită la mine, bă, ăsta spune că a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Eu mă retrag fără să mă uit el. Eu când mă rog cu frații mei de la o mie de coți, mă rog fără să vorbesc în alte limbi. Mă rog împreună cu ei, în română, spun amin la rugăciunea lor, să vizitez bisericile lor, am împărtășie cu ei. Dar când sunt singur în odăița mea, mă rog cu Domnul meu în alte limbi și primesc putere de a ierta. Și primesc putere de a iubi, și primesc putere de a trece peste. Și vin câteodată oamenii și te întreabă, băi, până acum te cred și eu, și eu am cuvântul, și am. Bă, dar cum poți să-l râpți pe asta, domne? N-aș putea, măi, n-aș putea. Dar Dumnezeu, prin vorbire în alte limbi, mă zidește pe mine însumi. Tu crezi că eu n-am sânge în mine? Tu crezi că nu mi se ridică și mie tensiunea? Dar prin vorbirea în alte limbi, mă zidesc pe mine însumi. Îmi dă Dumnezeu putere. O grămadă de penticostal pierd asta. Folosesc vorbirea în alte limbi doar dacă e vreun proroc să arăte spiritual. Doar dacă, frații mei, v-aș ruga tare mult, folosiți vorbirea în limbi, acolo nu l-a lăsat-o Domnul. Nu-i, probabil în seara asta nu o să ating, poate mâine seara o să ating mai mult. Vorbirea în alte limbi este dată de Dumnezeu și spune Scriptura, când tu vorbești în alte limbi, îi spui taine lui Dumnezeu și nimeni nu te înțelege, căci cu Duhul tu spui taine lui Dumnezeu. Ori, stimații mei, tocmai ăsta e secretul. De pe un pământ ocupat, unde diavolul știe cum se vorbește engleză, germană, română, în care diavolul cunoaște toate lucrurile și are toate pârghiile la dispoziție, te atacă în fiecare zi ca să termine. Tu te retragi într-un loc și începi să te rogi în românește. Doamne Iisuse, mă știi cum e situația, nu pot,
aș mai avea nevoie să mă ajut. Ai spus să mă spun, aș avea nevoie de niște bani, Doamne, ca să mă voi pot descurca, că sunt strâns, așa, închinși, mai am ceva datorii, te rog frumos. În română, când tu te-ai rugat, până rugăciunea ta ajunge la Dumnezeu, până rugăciunea, este altul care interceptează rugăciunea ta, stăpânitorul lumii acestei, și-l știi română foarte bine. Bine, rugăciunea ta ajunge, Dumnezeu e gata să-ți trimite răspuns, dar până ajunge rugăciunea ta, numai te duci la mașină și te trezești cu un bilet pe parbriz acolo, sau cum e în țară la noi, sau te trezești cu o amendă de la poliție că ai plecat greșit sau te oprezi. Spui, Doamne, doar te-am rugat niște bani și acum mi se iau banii. De ce? Pentru că cineva ți-a interceptat rugăciunea. Totdeauna se întâmplă așa. Te gândești la alte lucruri și cineva ți interceptează rugăciunea pentru că îți cunoaște limbajul. Știți că în serviciile secrete există, fiecare serviciu are un anumit cod de interpretare? S-a folosit aparatură specială, nemți în al doilea război mondial, au folosit un fel de cilindru, așa, cu așa, americanii au luat și au folosit ca cod pentru ei limba unui popor de indieni care era aproape dispărut, o luat câțiva de acolo și în bază, pentru știu că europenii n-au pe aia, n-au limba la aia, și au folosit pe aia. Știți că atunci când noi vorbim cu Dumnezeu, vine Duhul Sfânt și spune, diavolul știe chineza, știe mandarina, știe japoneza, dar ceea ce voi vorbi eu, el nu știe. Și un tânăr de 17 ani, fără multă experiență, începe să vorbească în alte limbi, Dumnezeu ascultă rugăciunea și îi trimite înapoi putere. Când se ridică, spune, Dumnezeu e cu mine, îmi dă biruință. Aleluia. De ce? Pentru că totul se rezolvă la problema aceasta. Ori diavolul știe asta, de-aia atâta luptă împotriva vorbirii în alte limbi. De atâta e atâta discreditare. Uitați-vă la Apostolul Pavel, când vine în biserica din Corint, găsește o biserică dezorganizată. Unii fiecare vorbea în limbi, profețiau, care unul peste celălalt. M-aș fi așteptat ca Pavel să spună, băi băieți, gata, terminați-o cu vorbirea în limbi și cu prorociile și cu toate celelalte. Ați vorbit până acum. De acum s-a încheiat. Nu, Pavel îi spune în felul următor. Continuați să vorbiți în alte limbi fără să împiedicați profeția și continuați să prorociți fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Puneți-le în rânduială, dar continuați. De ce? Pentru că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Stimații mei, fiți atenți la lucrurile astea. Sunt lucruri care definez viața unui credincios. Și dacă ele au fost așezate pe pagina Sfintelor Scripturi, nu le dați dreptul altora să spună, domnule, nu mai sunt alea. Nu mai poți ajunge la 2000 de coți. Nu li da dreptul. Mărturiile care sunt împrejurul nostru ne arată că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt și astăzi. Schimbările pe care le face este numai schimbări de la Duhul Sfânt. De aceea e important de cunoscut asta. Mândria spirituală este al doilea lucru care apare în viața celor ce primesc botezul cu Duhul Sfânt. Un alt aspect pe care aș vrea să vi-l subliniez, frații mei, și care ne arată adevărul de foarte mult, atât la 1000 de coți cât și la 2000 de coți, vin câteodată oameni trimiși de la 3000 de coți sau de la 4000 de coți. Ei stau în apă până la glezni sau până la genunchi, stau așa în apă, spune, noi suntem în zona asta. Noi aici stăm, noi așa am primit, noi așa. Și vin ăștia și spun, băi, mergeți mai la adânc, băi, că Duhul Sfânt vrea să urce și la brață, Duhul Sfânt vrea să urce și la gât, Duhul Sfânt vrea să uite la mijloc. Băi, dar nu știm cum e asta. Și vin ăia și iau niște apă, niște stropitori și începe să ne stropească cu apă. Când ne stropesc, începem, aleluia, mărit să fiu, băi, și sară de har, grozav. Ne-o stropit numai că omul pleacă cu stropitoarea și noi am rămas tot în apă, până la genunchi sau până la glezne. Ne uscăm așa și stăm de ani de zile. Soluția nu e să stai acolo să chemi un stropitor, ci tu însuți mergi în larg, Doamne ajută. Trebuie să mai faci coș să ieși. De aceea există a treia măsurătoare. Și aici e foarte important, poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă grijă să facă coți în continuare. Cei care au fost botezați zilele acestea să continuă să aibă coți în continuare. Vreau să fiu cu un mic aspect pe care vreau să vă subliniez tot la 2000 de coți și pe care îl aud foarte des comentându-se, este următorul. Spun frați așa, băi frate, eu am fost stăruință luni și marți, dar eu nu știu ce duh a primit băieții ăștia sau fetele alea, sau frața ea. Pentru că a doua zi am văzut foarte nervoși, unii dintre ei îmbrăcați foarte provocatori, i-am văzut așa, numai Duhul Sfânt nu aveau ei. Eu știu ce Duh o primit ea. Și există oameni care pun semnul întrebării. Frații mei, vreau să vă repet ceea ce ar trebui să știți. Duhul Sfânt nu posedă niciodată. Duhul Sfânt doar călăuzește. Amin. Duhul Sfânt nu posedă. Nici duhurile rele nu pot poseda 100%. Duhurile rele au o anumită marjă de posesie. Amintiți-vă din drăcitul din Garara.
avea în el o legiune. 6.000 de demoni erau arhivați, îngrămădiți într-un singur om. 6.000 de demoni. Nu l-a putut lua pe omul ăla, dezbrăcat, tăiat tot cu o putere supranaturală, să-l ducă în captul celălalt. Și spune Scriptura, cu 6.000 în cărc în spate, omul ăla a venit în fața lui Iisus și i s-a închinat. Pentru că nu poate să-ți ia. De aceea încurajați-vă. Sunt oameni care spun, domnule, nu mă pot lăsa de beții, nu mă pot lăsa de fumat. Noi îi spunem, băi, știi care deaba? După ce te lești de băut, de fumat, numai după aceea vii să ne vizitezi biserica noastră, că poate miroase mai ciudat de la tine. Frații mei, nimeni nu poate elibera decât Iisus Hristos. Dă-i șansa omului să stea în prezența lui Iisus Hristos. Îi putem spune în gâdăcituri, băi, duci-te îmbracă. Duci-te parfumează, duci-te barbirește, duci-te aranjează, dacă se poate la un frizier de ăsta de top, și numai așa vii să te întâlnești cu Domnul nostru, măi. Vinzi din morminte, cum ești tu, să... așa o veni și așa l-o elibera Domnul, slăvit să fie Domnul. Amin. Știți că n-au putut cei 6.000 de demoni să ia libertate omului de a se închina. Sunt o grămadă de prieteni de-a dumneavoastră care ar dori să se închine, dar mulți dintre noi spunem, nu veni la noi așa. Nu ai voie să vii la noi așa, nu te acceptăm. Învățați-vă, faceți-vă la nas nu așa de fin. Lăsați-i pe oameni să stea în prezența lui Hristos. Amin. Când îi vedeți la adunare, rugați-vă pentru ei. Amin. Că eliberări au loc și astăzi, slăvit să fie Domnul. Amin. Că de altfel îi lăsăm în mormintele lor și acolo mor. Și-s prieteni de ai noștri, și-s oameni scumpi, și-s oameni dragi. La asta am fost chemați noi. Demonii nu pot poseda 100%. Nu mai continui să discut. Aș dori să vă spun, stimații mei, dacă demonii ar poseda 100%, i-ar lua libertatea omului de a răspunde. Dacă demonul ar avea putere, sau un viciu ar avea putere 100% să mă controleze mine, beția, de exemplu, sau fumatul, 100% să mă controleze mine. Spune, Doamne, nu eu, satana cu demonul ăsta. Eu am vrut de fapt să mă duc la adunare, dar el nu m-a lăsat. Nu, nu. El are o marjă, dreptul, să modifice prin obiceiuri și prin viciu, să-mi modifice mie voința. Dar eu am dreptul să mă ridic și să vin la adunare. Am dreptul ăsta. Că nu o fac, e alegerea mea. Că dau eu vina pe diavolul, e treaba mea. Dar într-o zi voi sta în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi va spune, nu i-am dat dreptul diavolului să-ți consumi toată puterea, să te posede 100%. Pentru că îți lua libertatea ta de exprimare. Ți-am dat dreptul să vii la fiecare slujbă, așa cum erai tu, cum miroseai, să vii, pentru că eram gata să te eliberez. N-ai făcut-o pentru că n-ai vrut. Și omul va fi condamnat. Omul va fi condamnat. Duhul Sfânt nu posedă, ci doar călăuzește. El vine în viața mea și îmi spune, n-ar trebui să te enervezi acum. Nu că trebuie să-i spun la ăsta, dar și-i crede deștept. Și Duhul Sfânt îți spune, nu-i ok. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Din această vână a izvorului trebuie să iasă apă dulce, curată, ziditoare, chiar pentru dușmani. Dacă mă lăs călăuzit de Duhul Sfânt, cel puțin tac din gură. Iar dacă măsura Duhului Sfânt peste mine este, binecuvintez, îl înțeleg pe celălalt, băi, știu că ești supărat, nu știu ce nevoi și probleme ai și tu, știu că ești supărat. Hai că vorbim altă dată, când ești mai calm. Și ăla vine și îți spune, băi, tu știi, am primit o veste proastă, copilul meu e bolnav, nu știu, mă eu de tăți, așa, nici nu știu, nici eu nu știu ce să fac. Băi, să știi că anunțăm la biserică să ne rugăm pentru tine, pentru că Duhul Sfânt e cu tine, te călăuzește. Îți dă șansa să vezi lucrurile astea. Altfel te poți lua de om, dacă el răcnește, poți să răcnești tu, ai libertate. Foarte mulți oameni vin și spun în felul următor, domnule, păcat de băieții ăștia tine, fetele, s-o pocăi, domnule, s-o pocăi, nu mai pot bea, nu mai pot fuma, nu mai pot. Ei se imaginează că dacă cineva se pocăiește și primește Duhul Sfânt, îi bagă Dumnezeu un senzor în gât, nu mai poate primi decât apă plată, apă minerală, Coca-Cola și poate că așa. Restul tăriei de asta nu mai merge. Dacă cumva vrea să danseze, dintr-o dată softul de la picioare sunt pletucești, stângul în dreptul. Dacă cumva vrea să facă, să fure ceva, are blocaj la mâini, nu mai funcționează. Frații mei, putem păcătui ca toți ceilalți oameni. Putem face păcate ca toți ceilalți oameni, de la cele mai mari până la cele mai mici. Ca alegem să nu le facem, nu-i datorită nouă, că și prin venele noastre curge sânge, ci datorită Duhului Sfânt din noi. Și asta e frumusețea. Că am dreptul să fac toate celelalte păcate, dar cârmuit, călăuzit de Duhul Sfânt, aleg să nu le fac. Pentru că împlinirea pe care o am de la Duhul Sfânt este mult mai măreață decât orice plăcere de o clipă a păcatului. La 2000 de coți, așa gândești. La 3000 de coți, când se măsoară, apa se ridică la mijloc.
Mijlocul în Biblie semnifică puterea, frații mei. Sunt oameni care au putere. Aș vrea să vă spun că la prima mie de coți sunt oamenii care îl primesc pe Iisus Hristos ca Domn personal al vieții lor. La 2000 de coți sunt oameni care se roagă, popor al rugăciunii, face multe rugăciuni. La 3000 de coți sunt oamenii care încep să lucreze cu autoritate și cu putere. Ne spune Sfânta Scriptură că la Poarta Frumoasă i-a fost adus slăbănogul ăla. Petru, ca și Ioan, s-a prezentat. Dacă era om de 2000 de coți, știți ce spunea? Aur și argint n-am, n-avem nici noi. Dar ce are Domnul Iisus, o să-L rugăm și dacă e voia Lui, o să-ți dea iștâie. Cam asta era rugăciunea la 2000 de coți. De el vine și spune simplu, aur și argint n-am, dar ce am, îți dau în numele Lui Iisus, scoală-te și umblă. Îndată s-a ridicat și a plecat. Pentru că avea. Foarte mulți credincioși se opresc aici. Ne rugăm, Doamne, îndură-te, îndură-te, scoate demonul ăla, Doamne, te rog să scoți demonul ăla din omul ăla. Biblia vine și spune, cine va crede în mine, iată semnele care însoțesc pe cei ce cred în mine, numele meu vor scoate? Nu scoate-l tu, Doamne, scoate-l tu. Scoate. Mă, dar eu la ce ți-am dat ție autoritate? Ți-am dat autoritate să calci peste șerpi, peste năpârși, peste scorpioni și nimic să nu te vatăme. Ți-i lene, nu știi, fă lucrarea mea. La 3000 de coți este omul care își asumă puterea, care are putere să lucreze, slăvit să fie Domnul. De aceea e important să facem pașii ăștia. Foarte multe din zona penticostală sunt în zona rugăciunii. Dar câți din zona aceasta ați întâlnit oameni care să lege duhul de boală? Că multe boli sunt din cauza unor duhuri, mai ales când îți ies analizele bune. Surori și frat, mă doare în partea asta, duce la doctor, cheamă și ambulanță. Tu ți-a făcut toate analizele, totul e ok, totul e bine. În spate este influență demonică. Prin ceva? N-ai iertat pe cineva, te-ai enervat pe careva, ți-o crezi cu tensiunea iurea, ai împrumutat bani și nu-i mai dai înapoi. Ceva se întâmplă și s-o lipi de tine acolo și îți provoacă simptome. Nu-ți iese la analize, că nu-i ceva normal. Nu-ți iese. E ceva de pocăință. Bineînțeles că așteptăm să vii fratele Virgil Neagu să poruncească, dar problema este de ce are el dreptul să stea lângă tine? Că demonii ar intra în toți oamenii, dar trebuie să existe o portiță legală prin care el să intre acolo. Și portița legală e neiertarea, e supărările ținute foarte mult, e nepocăința pe care... Și de aceea peste tot în Biblie ni se spune să ne pocăim, Doamne ajută! Eu știu că pot greși, dar mă-și pot pocăi. Foarte mulți îl urmează pe David în păcatele lui, dar puțin îl urmează în pocăința lui. Și faptul că se mărturisesc o lume întreagă, știi, păcatele lui și ceea ce a făcut el. Foarte mulți sunt, dar când întrebăm pe un frate, frate, am auzit despre dumneata că ai făcut lucruri, dar cine ți-a zis? În niciun caz nu e de pocăință. Cine ți-a zis ca să-i spun lui ăla stac din gură? Dar el nu are de gând să pocăiască. La 3000 de coți încep să lucrezi cu autoritate. Și trebuie să folosești autoritatea asta. Prima dată autoritatea, știți, de la începe, de la ceea ce rostești. De la ceea ce rostești. Spune Biblia că fiecare om e chemat să lucreze cu anumit dar. Avem noi o poezie între noi care spune fiecare dă ce are. Încetul cu încetul tu începi să strângi ceva. Dacă ai strâns binecuvântare, vei da binecuvântare. Dacă ai strâns un cuvânt de bine, vei da un cuvânt de bine. Dacă ai strâns o apreciere, vei da o apreciere. Te-a șugat foarte mult. Ai grijă ce dai. Ai grijă când deschizi gura. Fii disciplinat în ceea ce faci. Foarte mulți oameni vor să aibă putere să-i folosească Duhul Sfânt. Ei își închipui că ar avea o pătură de apă la mijloc, așa să-i dea dreptul să facă semne și minuni. Dar genunchii suscați. Totdeauna apa, prin densitatea ei, ca să ajungă la mijloc, trebuie să treacă pe unde? Pe la genunchi, frații mei. Trebuie să fie și... Noi vrem duminica să facem semne și minuni. Dacă nu avem slujbă seara de rugăciune, nu suntem pe acolo. Dar ne visăm oameni ai minuni. Ne-o zis Domnul când dă un dar special. Da, toate darurile trec pe aici, frații mei. Toată apa trebuie să ajungă. N-ai să vezi un om cu apă la mijloc și restul uscat. N-ai să-l vezi. Dacă vrei ca apa să ridici la mijloc, să faci semne și minuni, vei fi un om cu botezul încheiat, vei fi un om al rugăciunii, vei fi un om al stăruinței și vei fi un om al minunilor, slăvit să fie Domnul. Te va folosi Domnul. Pentru că apa trece pe la genunchi. Puțini oameni sunt de genul ăsta. Să luptă diavolul să nu ne rugăm și știi de ce, mai mult ca noi. Poate mâine seară o să atingem puțin mai mult
De ce anume? Ne împiedică să ne rugăm, avem timp de politică, mai ales zilele astea, avem timp de sport, Liga Campionilor, avem timp de discutat șansele echipei naționale la nu știu Euro, avem timp de discutat unii să câștigă mai bine în Germania. Nu avem timp să punem deoparte și să spunem cel ce guvernează istoria și universul. Dacă președinții n-au acces la tine, dacă bogații lumii n-au acces la tine, eu am acces la tine, nu că merit, în numele lui Iisus Hristos. Se deschid porțile cerului și în fața celui ce guvernează universul, tu îți pui doleanțele tale, unele dintre ele se rezolvă instant, iar altele, miliarde de îngeri, așteaptă momentul potrivit ca tata să se exprime voia, slăvit să fie Domnul. Și totul e mișcat datorită rugăciunii tale. Ai dreptul să ajungi acolo. Ai dreptul să te rogi și nu o faci. Folosi puterea pe care o ți-o dă Domnul. Este o dovadă de înțelepciune. Mă rog ca aceste vremuri să vină mai repede. Știți de ce mă rog asta, frații mei? Pentru că se intensifică din ce în ce mai mult în sânul comunităților evanghelice alte forțe care nu sunt de la Duhul Sfânt. Spune Scriptura că în vremea din urmă vor apărea oameni care vor coborâ foc din cer ca să înșele chiar pe cei aleși. Vor veni oameni cu puteri care vor face lucruri extraordinare și cei aleși vor fi vizați. Nu aia care vin când și când, cei aleși trebuie dărâmați. Vor veni oameni care vor scula pe bolnavi din căricioarele cu rotile, vor trezi oameni din comă, vor face semne și minuni nemaipomenite și oamenii vor rămâne uimiți. Dar cineva va pune o întrebare, bă, dar e divorțat, are vreo două femei lăsate și asta care e tânără, o luat-o acum, ce are face, domnule? Nu vezi și minuni, faci, fă tu. Uite ce cu omul lui Dumnezeu, uite ce exact, uite ce lucrare precisă au avut. Bă, dar am împrumutat bani de la test, nu am mai dat înapoi, las că nu e nicio problemă, uite ce lucrări exacte are. Frații mei, vor veni să înșele și foarte mulți, pe baza minunilor ăștia, vor fi înșelați. Acum nu e problemă de înșelați la bani, că nu e prima dată când vă înșală careva la bani. Problema este când veți fi înșelați în cele spirituale, când ziua de pe urmă se vor prezenta înaintea Domnului și nu mai există șansă de pocăință. Oameni care vor spune, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, noi am scos draci în numele Tău, noi am făcut multe minuni în numele Tău. Și atenție, Domnul nu-i spune, băi, ați făcut niște contrafaceri. Nu a fost real ce ați făcut voi. Profețiile voastre nu au fost de la mine, escorcizările voastre, nici nu discutăm. Nu! Domnul nu le contestă autenticitatea lucrurilor respective. Ci Domnul vine și spune, plecați de la mine voi toți lucrătorii cui? Pentru că la 3.000 de coți consideri că dacă ai un dar de predicare, de cântare, dacă ai un dar de prorocie, că dacă ai un dar de vedenie, că dacă ai un dar de cunoștință, nu-ți mai trebuie pocăință. Foarte mulți gândesc așa. Că el e onorat de Dumnezeu și lui nu-i mai trebuie pocăință. Restul n-au voie să mintă, dar el când mai scapă câte una, da, am dar. Frații mei, n-ajunge să ai dar, ne trebuie să trăim pocăință în fiecare zi. Amin. Altfel ne vor înșela înșelătorii. Vor spune că se poate și așa. De aceea biserica are nevoie să aibă vasele sale. Am vorbit la slujba când am fost data trecută despre vremea din urmă și despre faptul că avem nevoie în sânul comunităților noastre să avem proroci adevărați, să vor ridica mulți proroci mincinoși care vor înșela pe mulți. Dar dacă noi avem pe cei adevărați, ei ne anunță din timp și nu mai au șansă să ne înșele. V-ați ruga pentru lucrul ăsta în biserică? Pentru că mașini bune avem și știm să le alegem. Pentru că chirii sau case bune avem de gând să facem. Dar să spuneți, Doamne, mai ales în poporul ăla, el a lăsat laureații premiului Nobel, i-a lăsat în lume, a lăsat oameni mai deștepți ca mine, m-ai adus în poporul Tău, Doamne, dă-mi un dar să fiu folositor bisericii. Nu dau comandă de dar, că nu-i pe opțiune, dar vreau să-ți spun că înainte de mașină, înainte de casă, înainte de afaceri, înainte de orice, vreau să fiu folositor poporului Tău. Ai spus așa? Sau era masa asta, era binecuvântat, sunt binecuvântat, uite ce mașină am. Binecuvântat, îți dau poza de la casa mea din țară, vin până la mine acasă, vezi cum trăiesc eu, într-o zi Dumnezeu îți va spune, cum ne-ai știut atât de bine să-ți întocmești calea ta, drumul tău și să folosești resursele mele pentru a arăta și n-ai știut să stai mai multă rugăciune, pentru că am avut un dar, de aia te-am scos din familia ta, ca să-i mântuiesc pe toți ceilalți. E enervat numai cu binecuvântările pe care ți le-am dat tot eu, nu-i așa? Frații mei, la 3.000 de coți apare și mândria spirituală. Foarte mulți oameni puternici,
I-am văzut căzând din cauza exactității darurilor lor. Foarte mulți predicatori și proroci buni i-am văzut ducându-se jos. Pentru că, încă o dată, vă repet, au crezut că darul îi ține loc și de pocăință. Totdeauna, chiar dacă ai dar, chiar dacă ești predicator bun, chiar dacă te folosește Dumnezeu, trebuie să te smerești să spui că slava e a Lui. Amin. Și când vine cineva și spune, frate Virgil, pocăiește, roagă-te pentru mine să mă ajute Dumnezeu să mă pocăiesc. Este loc de pocăință în fiecare zi. La 3.000 de coți. Aș vrea să spun că încă atât talpa ta atinge fundul râului. Atât la prima mie de coți, cât la a doua mie de coți, cât la a treia mie de coți, râul curge la răsărit. La prima mie de coți poți merge mai repede contra râului, la a doua mergi mai greu și la a treia mai greu. Mai greu. Apa curge la răsărit și tu poți merge de-a contra. Abia la patra mie de coți tu nu mai poți merge în apă. Ci apa te poartă pe tine. Până la 3.000 de coți există întrebarea, ai Duhul Sfânt? Și credincios se spune, am Duhul Sfânt. La 4.000 de coți nu se mai pune întrebarea asta, ci se spune, te are Duhul Sfânt pe tine? Ăsta-i ținta, frații mei. Momentan suntem la zona, ai Duhul Sfânt? Da, am fost botezat. Duhul Sfânt m-a călăuzit. Să vezi cum a lucrat Dumnezeu și m-a adus la botez. Da, e lucrarea lui Dumnezeu. Să vezi cum a lucrat Dumnezeu și m-a umplut cu Duhul Sfânt și am primit și un dar din partea lui. E ok. Dar te are Duhul Sfânt pe tine? Te ia Duhul Sfânt să te ducă unde are El nevoie în lucrare? Te trezește Duhul Sfânt și spune, am nevoie de tine și știi sigur că e Duhul Sfânt. Nu spui tu, mă duc unde vreau eu. La 4.000 de coți deja sunt oameni de apă adâncă, oameni pe care îi folosește și acolo îi ținta credinciosului, frații mei. Noi de foarte multe ori în sânul comunităților noastre facem niște legi. Facem niște legi pentru că oamenii au nevoie de ele, mai ales în copilăria spirituală. Din punct de vedere spiritual, legea noastră este Duhul Sfânt înăuntru nostru. Ungerea pe care ați primit-o de la El, care reprezintă, vă învață toate lucrurile și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Mă învață cum să mă îmbrac, mă învață cum să vorbesc, mă învață cum să mă port, mă învață unde să mă duc și când să mă duc. Mă învață toate astea, că e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și o splind de El. Mă lăs călăuzit de Duhul Sfânt. La 4.000 de coți te folosește Dumnezeu. La 4.000 de coți ești la dispoziția lui Dumnezeu. Mă uit pe pagina Sfintelor Scripturi și văd oameni de apă adâncă. Oameni care sunt pregătiți să meargă în misiune, care să facă lucrarea Domnului. Mă uit la unul dintre ei care e Filip. Spune Sfânta Scriptură că predica Evanghelia în Samaria și după ce au făcut prima mie de coți, Filip i-a botezat, le-a predicat Evanghelia și i-a botezat. Frații din Ierusalim, nu zic, băi, bine că ați făcut prima mie de coți, ok, așa, stați așa, e bun, așa, rămâneți așa. Nu, nu, spune biserica, frații din Ierusalim, când au zis că Samaria a primit cuvântul, adică în terminologia noastră a făcut o mie de coți, spune, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan ca să-i ajute să facă a doua mie de coți. Petru și Ioan au venit și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Și spune Scriptura, au primit Duhul Sfânt. Imaginați-vă ce stare era în biserica aceea, când biserica aceea primise Duhul Sfânt, acum și toți se bucurau. Și păstorul ei, slujitorul ei era Filip, omul lui Dumnezeu. Spune Scriptura că un înger al Domnului în bucuria aceea coboară la Filip și îi spune, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza și care este? Pustiu. Scoală-te și du-te acolo. Acum fiecare dintre noastre stați să vă gândiți, băi, dar până la toată urma eu am lucrat aici, eu am predicat, eu am botezat, eu am... Ăștia au plecat la Ierusalim, măcar dacă rămânea unul aici. Și acum ăștia sunt singuri aici, eu, mai cu vază printre ei. Și acum vine Duhul ăsta, Îngerul ăsta și îmi spune să mă scol, eu să mă duc pe un drum și care înșec în pustiu. Dar eu chiar n-am ce face. Stau aici până mai vin o lucrare, până mai văd eu. Dar Filip era om de apă adâncă. Când îngerul îi vorbea, famenul nu era pornit de la Ierusalim. Ce era dacă vinea la Filip sau la mine sau la tine, vinea îngerul și spunea în felul următor. Știi care e problema? Pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza, peste câteva ori o să coboare un ministru, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace, un om cult, un om pregătit, care știe să citească mai multe limbi, care știe valoarea diamantului, a rubinului, a smarandului, un om policalificat din foarte multe... Și omul ăsta vrea mântuirea. Și n-am altul mai bun să trimit ca să poată fi mântuit decât pe tine, Filip, sau pe tine, Neagu, sau pe tine. Te duci sau nu? Aha, normal că așa mă duc în misiune, nu? Nu e altul mai bun. Plecăm, fraților, eu plec în misiune, m-a chemat. Și ce să le spună Filip la ăștia? Băi, m-a chemat Domnul să mă duc. Pe ce drum? Pe un drum și-o scrie pustiu. Nici o reclamă, nimic.
Puțin pleacă așa, nu? Dar Filip era om de apă adâncă. Filip spune în Scriptura, se scoală și pleacă. Când ajunge pe drumul ăla, ăla venise cu carul, să mergeți pe jos, ca atare era deja pe itinerar. Îi spune Duhul, ajunge carul ăla. Ajunge carul și Filip ajunge carul și întreabă, înțelegi tu ce citești? Și omul ăla spune, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și apoi Filip face lucrarea lui, predică și botează. Slăvit să fie Domnul! Oameni de apă adâncă, frații mei. Oameni care, dincolo de logica lor și de sfaturile din prejur, știau care e voia Domnului. Trăim o vreme, frații mei, când am vrea să ni se dea ordine de la amvonul bisericii. Fraților, facem asta! Foarte lejer ar fi. Încă comentăm chiar dacă se dă. Băi, fraților, n-ar fi bine. Toată lumea comentează. Învățătorul e înăuntru tău. În vremurile care vor veni, ai nevoie să primești învățătură de la Duhul Sfânt dacă l-ai. Dacă nu l-ai, n-ai de unde. N-ai de unde. Duhul Sfânt îți va aduce aminte de toate predicile. Pentru că El are puterea asta. Duhul Sfânt te va călăuzi. Te folosești de momentul ăsta de antrenament? Te folosești de clipile astea? Îl lași pe Duhul Sfânt să vorbească înăuntru tău? Sunt situații câteodată când îmi recunosc neputința și de cele mai multe ori nu-i recunosc. Când trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu cineva, nu știu ce vrea să mă întrebe ăla. Spune că, frate, vreau să ne întâlnim pentru că neapărat trebuie să spun ceva. Nu știu ce vrea să-mi spună, ce vrea să gândească el. În timpul ăsta mă rog, Doamne, nu știu ce vrea omul ăsta. Mă întâlnesc cu el, spune că trece prin zonă, se oprește pe la mine sau ceva, nu știu. Doamne, dă-mi cuvintele potrivite pentru omul ăsta și dacă este ceva, te rog, descopere-mi. Vine omul la mine, începe să vorbească, să povestească ceva, dintr-o dată, înăuntrul meu, fără să avut de nevoie dinainte, încep să-i spun lui, uite, asta, asta, așa, el cas cu ochii mari, de unde știi așa ceva? Nu știu eu, dar Duhul Sfânt din mine știi cine ești tu. Toate lucrurile astea se poate întâmpla cu oricine dintre noi, frații mei, care are Duhul lui Dumnezeu. Și la asta ne-a chemat Dumnezeu. Să fim folositori celorlalți. Am dorit în seara asta să vă rețin atenția cu aceste gânduri. Aș vrea să vă spun că măsurătoarele astea care s-au făcut în 1000 de coți. De ce? Pentru că experiența de luni și marți nu e unică. Dumnezeu vrea să te ducă la alte etape mai înalte, slăvit să fie Domnul. Amin. Îmi aduc așa negura vremii când m-a botezat pe mine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și am avut o seară specială. Dar serele ce au urmat nu se pot compara cu prima seară. De ce? Pentru că Dumnezeu are putere, aleluia! Și vrea să te facă să mergi din putere în putere, că străbat aceștia valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere, parafrazăm textul nostru, în putere, în putere. Ești în puterea Domnului? Doamne ajută! Râul ăsta curge spre răsărit. De ce? Pentru că de acolo răsare soarele neprihănirii. Totdeauna apa vie, Duhul Sfânt, te va aduce mai aproape de Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dacă ești în apa asta, nu ești la glezne, nu ești până așa, nu ești până la mijloc, ci te poartă apa. Într-o zi râul, la orizont, se întâlnește cu soarele. Ziua aceea va fi ziua, nu știu unde vei fi, dacă în râul Duhului Sfânt se va întâlni cu soarele, vei fi împreună cu regele tău pentru totdeauna, prin Duhul Sfânt. Să ne ajute Dumnezeu să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. Acum în seara asta te rog, uite unde ești. S-ar putea să fie că pe mal. S-ar putea unii dintre noastre să făcu prima mie de cost și fi rămas cantonați acolo cu foarte mulți. Discutați multe probleme. Nu te uita după ce vine din larg. Uite-te după Scriptură ce învață Biblia. Uite-te după Cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră ați trecut la 2000 de coți, ați vorbit în alt timp și v-ați cantonat acolo. Stați liniștiți și nu mai aveți aceeași. M-au chemat niște frați din Canada să-i vizitez dintr-o biserică de acolo, Biserica Baptistă. Toți oamenii aceștia aveau studii superioare și au zis, domnule, ne-am săturat să spunem că avem niște lucruri pe care nu le vedem. Că n-ai Duhul Sfânt, există. Am studiat și noi trebuie să cerem Duhul Sfânt. Am plecat împreună cu soția acolo, ne rugam cu oamenii ăștia, aveau o pasiune de rugăciune, aveau o pasiune de a sta înaintea Domnului. Câteodată eu cu soția terminam rugăciunea, încă mai rămâneau pe genunchi. Întreba, băi, dar de ce mai rămâneți? Că doar s-a spus amin. Dar dacă Domnul îmi dă o descoperire în timp și mai stau eu sub genunchi? Dar dacă Și toți oamenii ăștia, în timpul ce eram cu ei și erau doriți de prezența Domnului, am mers în biserica penticostală, tot din zona respectivă, biserică mare, toți tolăniți așa pe bănci, strigam, fraților, Iisus Hristos este Domnul, câțiva așa mai spirituale, amen, plictisâți. De ce? Pentru că în vitrinile lor deja erau botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, deja aveau
multă lenevie spirituală există, multă nepăsare și există atâtea suflete care au nevoie de puterea care e în noi. Și există atâtea suflete care au nevoie de binecuvântarea noastră și există atâtea suflete care au nevoie de rugăciunea noastră. Dar noi ne-am atins scopul, suntem la 2000 de coți, dacă s-ar fi oprit măsurătoarele acolo. Dar au mai continuat la 3000 de coți, oamenii ai puterii, și apoi au mai continuat la 4000 de coți. Când Duhul te poartă, slăvit să fie Domnul, când te mișcă, când îți dă putere. Și Biblia, nu uitați, prin umplerea cu Duhul Sfânt, nu o pune în contul lui Dumnezeu. Prindeți o seară specială de stăruință și vă umple Dumnezeu. Biblia spune, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Nu vă umple Dumnezeu, fiți voi plini de Duhul Sfânt. Te poți umple la volanul mașinii. Strigă aleluia acolo, laudă-L pe Domnul și îți vezi cum coboară Duhul Sfânt să te umple. În seara asta, după ce termină slujba, nu rămâne închistat în tine însuți. Mergi mai departe și îți vezi cum Duhul e gelos pe tine și vrea să te facă să fii plin de puterea Domnului. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.